Încă o dată, o echipă de la Campus TV a surprins în flagrant doi buzoieni care depozitau deșeuri provenite din construcții pe digul Buzăului, aproape de podul de la Vadu Pașii. Polițiștii locali au sosit la timp la fața locului și au surprins pe cei doi, chiar în timp ce descărcau dintr-o remorcă resturi provenite din demolări. Pentru fapta dumneavoastră, veți fi sancționat conform hotărârii Consiliului Local, 18.2. Ce cât mă costă? Sancțiunea este la 250 la 750. Puteți plăti jumătate de milion de monezi în 48 de ani. Da? Totodată, eu iau cunoștință că trebuie să încărcați. Da? Da. Deci, vă sancționăm pentru faptă. Îl încărcați, da, asta este. Îl încărcați și mergeți la rampă. O să vă însoțim noi la rampă. Să vă arătăm rampă unde este. Pici cu toți ceilalți, nici ați făcut la fel. Cum? Cu tot ce e aici. Nu i-au prins asupra faptului dumneavoastră. Păi da, dar eu zic că sunt cinstit că am adus doar pământ și nisip, n-am adus mizerie. Dar este pentru resturi din construcții regul, și toate astea, este rampă special amenajată. N-am să mergem acolo. Gata, e în regulă. Într-adevăr, aproape de podul de la Mărăcineni, Urbisul are o rampă amenajată exclusiv pentru deșeuri rezultate din construcții sau demolări. Așa că cei doi gunoieri de ocazie au pus mâna pe lopeți și au procedat la operațiunea inversă, adică au reîncărcat remorca pe care tocmai o descărcaseră, tot manual. Și pentru că nicio faptă rea nu rămâne nepedepsită, polițiștii le-au mai aplicat și o amendă de 1000 de lei. Obligația dumneavoastră este depozitați într-un loc unde este legal. Unde? În rampă. Trebuie să mergeți să plătiți frumos. Aici nu este depozitare. Aici este în alte locuri. Noi facem acțiune continuă pentru treaba asta și dumneavoastră veniți aici și depozitați. Să știți că o să vă sancționez pentru treaba asta. Pentru că nu aveți voie. Asta este aici în alt loc. Trebuie să mergeți la rampă să depozitați, nu aici. Ce lucru ăsta că trebuie să la rampă? Una că n-am știut și a doua, uitați și aici. Da, dar noi am mai făcut toată curățenia acolo și ceva și tot ne chinuim să vă surprindem niște persoane. Și m-ați găsit pe mine. Nu neapărat pe dumneavoastră. O să mai găsim. Am mai găsit. Asta e în regulă. Dacă, nu așa dacă era cu noi. Dar pentru mine asta nu-i cu noi. De-aia n-am dus aici, că scântă se amestecă. Acesta este molus, reziduri din construcții. Locul în care au fost surprinși cei doi este bine cunoscut, pentru că aici sunt depozitate frecvent tot felul de deșeuri menajere, ori de altă proveniență. Nu de mult, aceeași echipă de la Campus TV a surprins o auto-utilitară, care descărca aici deșeuri provenite de la un serviciu auto. Primăria curăță zona periodic cu cheltuieli suplimentare, dar unii buzoieni au grijă să o umple la loc în timp record.